În următoarele minute vedem cele mai importante știri ale săptămânii, iar apoi vedem un top mai special, top 5 lucruri care nu ne plac în gaming. În noiembrie anul trecut a apărut pe 360 și PS3 Metal Gear Solid HD Collection, un pachet cu Metal Gear Solid 2 și 3 refăcut în HD. Ieri, creatorul seriei, Hideo Kojima, a anunțat pe Twitter că și cei care își vor cumpăra un PS Vita vor putea juca anul ăsta colecția. Rămâne de văzut dacă și pe PS Vita va fi disponibilă într-o ediție limitată cu artbook, cum a fost în cazul versiunilor de 360 și PS3. Tot via Twitter, de pe contul lui David Jaffe sau Jaffe, aflăm că jocul de racing Twisted Metal va fi lansat în Europa pe 7 martie. Jocul va apărea în state pe 14 februarie, de ziua îndrăgăciților, dar versiunea europeană a avut nevoie de mici cenzurări. Conform lui Jaff, unul dintre cutscene-uri va fi tăiate și se vor face câteva modificări la gameplay pentru ca jocul să fie mai în ton cu piața europeană. Deci, Twisted Metal pe 7 martie, sunt șanse ca jocul să fie mult mai cu minte decât versiunea sa americană. La fel ca și Twisted Metal pentru state, demo-ul Mass Effect 3 își face apariția de ziua îndrăgostiților. Cei care vor să joace pe 360 și n-au cont de Gold vor primi accesul temporar la acest serviciu pentru că BioWare își dorește ca toți gamerii să-l încerce. Și fiindcă știe că fanii săi se joacă mai mult single player, anunță că nu va trebui să joci co-op pentru a obține toate achievement-urile. Acestea pot fi deblocate în întregime din campanie. Tot BioWare și tot pe 14 februarie va lansa miniseria de filme Dragon Age Redemption și pe DVD. Această serie, care o are în rolul principal pe Felicia Day, este deja disponibilă pe contul de YouTube al Machinima. Cei care vor cumpăra DVD-ul vor avea însă acces și la ceva secvențe behind the scenes, niște bloopers de la filmări și comentarii din partea producătorilor. Apple începe în sfârșit să șteargă din App Store sutele de clone de jocuri, cum ar fi Angry Ninja Birds, Tiny Birds sau Plants vs. Zombie, care, deși erau copii nesimțite după jocurile originale, au reușit totuși să ajungă în topuri. Totuși, Apple a șters până acum doar jocurile unor programatori indie, cum ar fi Anton Sinelnikov, care avea la vânzare 70 de jocuri, dintre care peste 60 erau clone. Cât despre Zynga, gigantul acuzat că ar fi clonat Tiny Tower, ei bine, această companie nu a fost afectată de noile măsuri Apple. Surpriză, surpriză, deloc surprinzătoare! EA pregătește un nou Medal of Honor. Vestea vine de pe blogul Kotaku, care a primit o invitație de la ei la un eveniment numit MOC 1, ce se va desfășura pe 6 martie. Evident, asta înseamnă că în mai puțin de o lună ne așteaptă o dezvăluire oficială a următorului joc din seria Medal of Honor. Și încă o surpriză deloc surprinzătoare. EA admiră serviciul Call of Duty Elite promovat de Activision alături de jocurile Modern Warfare. John Ricciello de la EA a zis că admiră enorm felul în care Activision a implementat o subscripție pentru un FPS. Având în vedere că Battlefield 3 a vândut deja mai mult de 11 milioane de exemplare, cred că ne putem aștepta ca următorul joc al seriei să aibă și el un fel de Call of Duty Elite, adică să plătești o subscripție anuală pentru hărți, DLC-uri și leaderboard-uri. Viitorul nu e rost deloc. Naughty Dog, studioul din spatele hitului Uncharted, anunță că următorul său proiect, jocul post-apocaliptic The Last of Us, va avea o componentă de online. Bruce Staley, un reprezentant Naughty Dog, le-a spus celor de la Game Informer că studioul încă se hotărăște în ce va consta această componentă. Eu nu aș fi mirat să aflu că este vorba despre co-op. În fond și la urma urmei, Ellie, fata care te va însuți în joc, este controlată de AI și ar merge perfect ca personaj pentru co-op. În orice caz, este o veste bună pentru cei care așteaptă cu nerăbdare The Last of Us. Naughty Dog au dovedit prin seria Uncharted că știu să implementeze multiplayer-ul ca la carte, nu îl bagă doar ca să pară jocul mai mare. Un alt joc mult așteptat de către cei cu PS3, Journey, este gata. Producătorii anunță că au ajuns la stadiul de Gold după 3 ani de development. Totuși, deși jocul este finisat, Sony nu este încă sigur care va fi data de lansare. Journey este cel mai nou joc de la The Game Company, studioul devenit faimos după lansarea lui Flow și Flower, două jocuri downloadabile care au adunat o mulțime de premii. La fel ca și acelea, Journey are o grafică minimalistă foarte atrăgătoare. Deep Silver a dezvăluit ce conține ediția de colecție a celui mai nou joc Piranha Bytes, Risen 2 Dark Waters. Pachetul, care va fi lansat în Marea Britanie la prețul de 70 de lire sterline, va conține următoarele. Un DVD Making Of, în care producătorii vorbesc despre procesul de development al jocului. Un CD cu melodiile din Risen 2. Un poster cu două fețe care prezintă harta din joc și eroul alături de echipajul său pe o corabie. Un stack de pirat. Un medalion. Niște vederi cu arta lui Risen 2. Și, în final, 3 stickere.
Pachetul n-arăta rău, deși personal aș fi preferat să renunțe la steag, sticker și medalion și să includă o statuetă bine făcută, cum avea ediția de colecție a lui The Witcher 2. Top 5 lucruri care nu ne plac în gaming. Echipa GameX TV, așa restrânsă cum este ea, acoperă cam toate genurile de jocuri. Eu joc tot ce este nou și îmi pierd nopțile în League of Legends. Tony este obsedat de RPG-uri, Marian este maestru la tot ce înseamnă PS3, dar se joacă în prostie și pe PC, iar Ana visează Deus Ex și Rise of the Immortals. Pe scurt, iubim gaming-ul, dar asta nu înseamnă că nu avem niște chestii care ne scot din sărite. Hai să vedem ce 5 lucruri care ne mănâncă nervii când vine vorba de jocuri. Locuri 5. Bonusurile pentru precomenzi exclusive pentru anumite magazine. Nu e niciun secret că în România este mai greu să cumperi jocuri, mai ales că noi, spre deosebire de americani sau britanici, n-avem Walmart, GameStop, Tesco, Best Buy, Target și așa mai departe. Producătorii adoră să ruleze precomenzi cu exclusivități. Comandă jocul înainte de lansare de la Popescu și îți dăm reducere. Ia-l din GameStop și ai o misiune în plus, ia-l de pe Amazon și ai 3 pistoale. Am înțeles. DLC-urile sunt o realitate, dar este incredibil de frustrant să comanzi jocul de undeva și să primești un DLC cu, scuze-mi expresia, un rahat în vârf de băț, în timp ce gamerii din altă țară au un întreg quest bonus. Dacă ți-ai cumpărat LA Noir, Dead Space 2 sau Red Dead Redemption, atunci știi de ce ne plângem. Locul 4. DLC-uri prea scumpe. Când un DLC este imens și vine cu misiuni, locații, arme și achievement-uri noi, nu o să mă plâng niciodată. Totuși, sunt unele companii care întrec orice limită când vine vorba de preț. De exemplu, Activision, care îți cere $15, $15 pentru 5 hărți de multiplayer, dintre care 2 au fost adaptate din jocul precedent. Deci, nici măcar 5 hărți noi, fiindcă 2 sunt vechi și dai iar banii pe ele. Cu $15 poți cumpăra în mod normal 3 jocuri bune de pe Steam în cadrul unei promoții sau, dacă te joci pe consolă, îți poți lua un joc major apărut în urmă cu 3 luni. Un alt exemplu de DLC scump și inutil vine de la Polyphony și al său Gran Turismo 5. Știai că poți cheltui $2 pe un pachet de 100 de culori pentru mașini? Locul 3. Online pass-uri. Codurile pentru online sunt destul de noi în gaming, fiind întâlnite doar de vreun an încoace. În esență, un online pass era inițial un cod unic care venea în jocuri noi și care îți permitea să te conectezi la multiplayer. Copiile folosite ale jocului pe care le cumperi de la prieteni nu mai au codul acela și te forțează să îl cumperi separat pentru a accesa multiplayer-ul sau co-op-ul. În prima fază, acel online pass era doar pentru multiplayer. Acum, la nici un an după ce a devenit popular, EA l-a introdus și într-un joc single player. Este vorba despre Kingdoms of Amalur, care are vreo 7 misiuni blocate în spatele acestui cod. Iei jocul secund, nu poți juca întreg quest-ul. Și să nu uităm de Batman Arkham City, care la fel a blocat toate misiunile lui Catwoman în spatele unui online pass. Producătorii de jocuri spun că folosesc aceste coduri pentru a stopa vânzarea de jocuri second-hand, care aparent va distruge în curând industria de gaming. Este o scuză penibilă, având în vedere că nicio altă industrie, fie ea de muzică, film sau mașini, nu a fost până acum omorâtă de vânzările la mâna a doua. Locul 2. Plata pentru a te juca online. Dacă ai acasă un 360, știi la ce mă refer. Serviciul online al acestei console se împarte în două categorii, Xbox Live Silver, gratuit și inutil, și Xbox Live Gold. Fără Gold, care costă vreo $5 pe lună, nu poți juca online și nu poți downloada demo-urile. Dacă ai un 360 acasă, un joc original Modern Warfare 3 și un cont Xbox Live Silver, nu poți juca decât single player. Ca să joci multiplayer, mai dă niște bani în buzunar. PlayStation Network și Steam sunt gratuite. În schimb, serviciul Microsoft te taxează pentru multiplayer, deși ai cumpărat consola, ai plătit netul, ai cumpărat și jocul. Locul 1. Iată că am ajuns și la locul 1 al topului nostru de oameni care mormăie nemulțumiți în colț. Nemulțumirea noastră supremă nu se leagă de data asta de producătorii de jocuri, ci de publicul în sine. Ne referim aici la fenomenul numit fanboy. Conform definiției, un fanboy este o persoană complet loială unui joc sau unei companii, un individ sau o individă, pornită într-o cruciadă împotriva celor care îl contrazic. Există multe variații de fanboy, PC fanboy, console fanboy și așa mai departe. Un fanboy de PC o să zică mereu că Xbox-ul, Wii-ul și PS3-ul sunt pentru inferiori, că sunt console ieftine, cu grafică proastă și fără posibilități de modare a jocului.
un fanboy de Xbox o să râdă de PS3 că nu are jocuri și de PC că este scump. Un fanboy de PS3 o să spună că Xbox-ul are grafică proastă și așa mai departe. În general, acești fanboy scot capul în orice discuție și transformă conversația într-un bombardament de insulte și argumente obosite, inutile sau pur și simplu neadevărate. De fapt, fenomenul de fanboy este pe locul 1 în topul nostru, fiindcă strică pur și simplu comunitatea. Nu mai vorbim despre jocuri, ne insultăm pur și simplu alegerile de hardware și le facem reclamă gratuită unor companii care oricum n-au nevoie de publicitate. Este una să ai o părere, este alta să folosești această părere pe post de bâtă de baseball. Ei bine, astea au fost știrile cele mai importante din ultimele zile și astea au fost plângerile noastre legate de gaming. NewsX se întoarce vineri și până atunci sunt curios să aflu ce nu-ți place ție în gaming. Salut!